Programul celor 6 angajați ai Direcției pentru Evidența Populației Târgu Jiu va fi extrem de încărcat în următoarea perioadă, în special în ultima săptămână dinaintea referendumului. Programul de lucru de luni până vineri va fi de la ora 9 la 18, sâmbătă de la 9 la 14, iar duminică, în ziua alegerilor, atât târgujienii cât și locuitorii din localitățile aferente vor putea să-și ridice actele de identitate în intervalul 8-20. Încercăm să venim în întâmpinarea lor cu acest program prelungit. Rugămintea noastră este ca aceștia să respecte programul de funcționare al instituției noastre. Avem un program bine determinat și bine stabilit. Ca un feedback de la toate aceste invitații nominale care le-am înaintat, pot să vă spun că în mai și iunie am mers undeva cu cam peste 500-600 de acte de identitate în plus față de lună normală. Pentru munca depusă, cei 6 angajați nu vor fi plătiți în plus, aceștia vor fi recompensați totuși cu zile libere. Se va lucra pe schimburi de câte 8 ore. Urmând ca pentru zilele de sâmbătă și duminică să se dea zile de recuperare. Pentru persoanele care nu și-au făcut actele de identitate în termenul legal, au fost aplicate zeci de sancțiuni contravenționale în ultimele 3 luni.